Și în maximum un an nu va mai trebui să batem drumul până la o secție de poliție ca să ne putem lua cazierul judiciar, ci vom putea face asta direct de acasă, de pe telefon sau de pe calculator, prin intermediul platformei ghiseul.ro. Este promisiunea ministrului digitalizării Sebastian Burduja într-un interviu acordat în exclusivitate Incam. Într-un an și jumătate, toți românii vor avea identitate digitală, mai promite ministrul. În interviu vedeți și când a completat ultima dată un document cerut de autorități cu pixul chiar ministrul digitalizării. Se fac și angajări în instituția pe care o conduce. Ce posturi sunt disponibile? Tot în materialul următor. Ce face Ministerul al Digitalizării? Ce rol are el? Noi construim România de mâine, România viitorului. Și asta înseamnă și partea de digitalizare, modernizarea statului, un stat prietenos cu românii, un stat în care românii să aibă încredere și un stat care să le rezolve problemele rapid, eficient, transparent, fără niciun fel de problemă de integritate. Acest minister, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, trebuie să fie vârful de lance al economiei românești. Asta înseamnă să se bucure de o alocare bugetară pe măsură, asta înseamnă să venim cât mai rapid la ținta asumată prin programul de guvernare de 1%, ceea ce oricum este mai puțin decât alte state. Gândiți-vă, la nivelul Uniunii Europene, media este 1,5 spre 2% chiar public plus privat pentru cercetare dezvoltare. Noi în momentul ăsta suntem la 0,17%. Ce buget ar avea nevoie Ministerul Digitalizării? Păi, cel puțin de 5-6 ori mai mare decât în prezent. Pentru că asta... Și acum cât e bugetul? Undeva la 1100 de milioane, deci 1.100.000 pentru partea de cercetare. Când scăpăm de dosarul cu Șină? E întrebarea pe care cred că o primiți de fiecare dată, dar totuși nu ne e clar. Când scăpăm de Și o primesc pe bună dreptate, pentru că ea frământă milioane de români care în fiecare an sunt puși pe drumuri între instituții și prefer să avem un click decât sau să putem elibera un formular cu un click decât să mergem să ne căciulim pe la ghișeele unor funcționari publici care, bineînțeles că la final, după 2-3 drumuri, ne spun că ne mai lipsește încă o copie după buletin. Dosarul cu Șină va dispărea cu fiecare proces public pe care noi îl vom digitaliza. Am făcut o evidență a proceselor publice, de servicii publice pe care le avem. De exemplu, cel mai solicitat este cazierul judiciar. El ni se cere de foarte multe ori, cred că este o statistică și ne spune că undeva la 4 milioane de caziere judiciare sunt eliberate în fiecare an în România. Și știți procedura, trebuie să mergi în persoană la o secție de poliție locală. Acolo un funcționar de la ghișeu îți introduce CNP-ul și îți eliberează, îți tipărește efectiv o coală de acasă. Deci aici deja am discutat cu Ministerul Justiției, cu domnul Predoiu. Am gândit un program pe etape în care mai întâi pentru persoanele care folosesc ghiseu.ro să putem avea o funcționalitate în care să ne scoatem cazierul judiciar din ghiseu.ro, ulterior când vom putea să avem identitate digitală pentru toți românii. Asta se va întâmpla printr-o platformă numită PSCID, un acronim, dar mai important e că ea va fi gata la finalul anului următor. Ea va permite o autentificare prin recunoaștere facială, practic vom prezenta cartea de identitate, vom face o poză cu telefonul mobil sau cu calculatorul nostru și va compara programul, poza noastră oficială cu înfățișarea noastră, cu chipul nostru și prin acest modul vom putea să ne autentificăm în raport cu statul pe orice serviciu digital pe care statul prestează. Ne spuneți lucruri foarte frumoase pe care noi ne dorim evident să se concretizeze. Dar m-am uitat, de exemplu, pentru angajările la minister și se cere un dosar. Da. Un dosar cu șină care trebuie depus personal. Nu de se ce cere nu putem... un dosar cu șină, dar se cere un dosar și de ce nu putem ce să trimitem pe mail? Agenția Națională a Funcționarilor Publici, ANFP, solicită prezentarea la concurs în persoană. Câte posturi sunt libere la dumneavoastră? Câți oameni căutați? În acest moment, cred că sunt în jur de 35 de concursuri în derulare în această echipă. De la specialiști juridici pentru corpul de control, până la partea de contabilitate în direcție economică, până la specialiști în resurse umane, specialiști în strategii și politici publice, până la partea de digitalizare, specialiști în IT. Se mai pot adăuga altele care țin de PNRR și care nu cad sub incidența acestei legislații care a înghețat practic concursurile noi. Când va funcționa cloudul guvernamental? E platforma IT care știm că va găzdui sistemele IT ale instituțiilor publice centrale. Prin angajamentul pe care România și-a luat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cloudul guvernamental e un proiect care trebuie finalizat până în 2026.
Sunt câteva etape intermediare, deci la final de 2024 trebuie să avem primele instituții migrate în cloud-ul guvernamental, de fapt primele servicii publice migrate în cloud-ul guvernamental. Deci undeva la finalul anului 2024 spre 2025 vom avea acest cloud operațional. Sunt în jur de 10 instituții cu care încă discutăm să-i convingem ce înseamnă această tehnologie, faptul că este mult mai sigură, faptul că protejează datele românilor mult mai bine. Care sunt județele cel mai puțin digitalizate sau care e instituția din România cel mai puțin digitalizată? N-am văzut o asemenea statistică în momentul ăsta, dar e o temă de cercetare interesantă și poate chiar o punem pe agenda unei dintre institutele din subordine, din coordonarea noastră. Când ați depus ultima dată un document completat cu pixul și hârtia? Și unde? Când s-a născut fetița la evidența populației de la sectorul 1. Adică acum cât timp? Adică acum aproape 2 ani de zile. Deci n-ați mai depus de ceva vreme? Nu. Poate când ați preluat postul de ministru? Acum 2 luni. Nu cred că s-a cerut. Dar sigur ați completat ceva cu pixul și hârtia. A, înțeleg din punctul ăsta de vedere. Da, asta da.